Pornesc de la această poză excepțională a lui Horia Mureșan, nu pentru a învăța aici anatomia, ci pentru a vedea cât de superbă este această construcție care se numește rădăcina aortei. Și mergând mai departe peste geometria și dimensiunile relative ale rădăcinii aortice și văzând din clasificarea etiologică a insuficienței aortice că există unele afecțiuni secundare valvei aortice care provoacă insuficiența aortică și anume anevrismul aortic și disecția de aortă și cunoscând faptul că lărgirea, aplatizarea sau ștergerea juncțiunii sinotubulare de către aorta dilatată ulterior duce la afectarea coaptării cuspilor. Iar dilatarea acestor structuri crește stresul mecanic asupra cuspilor aortice ce și duce la întinderea și subțierea lor și la apariția fenestrațiilor de stres de-a lungul comisurilor. În cazul anevrismului de aortă ascendentă, cuspele sunt mai mult sau mai puțin simetrice. În mod normal, prolapsul nu este prezent. În această situație și despre ce vreau eu să vorbesc, se încadrează în ambele clasificări pe care le vedeți aici, atât al lui Lasac cât și al lui Kershaw, dilatarea juncțiunii sinotubulare sau dilatarea juncțiunii sinotubulare a unei dimensiuni a tubului aortic, care se, în cealaltă clasificare intră la tipul 1A, dilatarea juncțiunii sinotubulare și aortei ascendente, iar în seriile lungi, atunci când operam disecțiile de aortă și când vrei să faci o operație cât mai scurtă și pacientul să iasă, mi-au venit în cap unele idei. Am încercat să le concretizez și, pornind de la datele generale că tratamentul chirurgical al anevrismelor de aortă ascendentă este bine să-l facem când avem o extensie mai mare de 50 de milimetri și că avantajele acestor operații de prezervare a valvei aortice ar trebui să fie riscul scăzut de tromboembolie, hemoragie sau endocardită și mai ales lipsa sau lipsa de necesitate de a primi anticoagulante și riscul mortalității postoperatorie ar trebui să fie mai scurt decât riscul, mai mic decât riscul de disecție. Deci, pornind de aici, am hotărât să căutăm o metodă mai simplă de a trata rădăcina aortei. Dar am văzut și știu cu toții că operațiile propuse de Tyrone David și promovate de dânsul și a ajuns Tyrone David 1, 2, 3, nu știu câte, 4, 5, zice dânsul că au rezultate bune la distanță, dar la chirurgi foarte experimentați. Și trecem peste toate tipurile de intervenție care s-au povestit astăzi și despre înlocuirea aortei ascendente prin ajustarea diametrului sinotubular. Știm încă de la operația lui Frater și de la Tyrone David că restabilește competența valvei aortice. De asemenea, acest tub pe care îl punem noi să micșorăm juncțiunea aortică ar fi bine să fie egal cu diametrul valvei inelului aortic. Despre aceste lucruri s-a spus, diferite metode de ajustare a insuficienței aortice simple pe care le-au experimentat diferiți chirurgi nu tot timpul au dat rezultat. Conceptul pe care l-a prezentat doctorul Mate Zinic la Iași în 2010, dacă țineți minte cei care au participat la Simpozionul Internațional de Medicină Cardiovasculară, ne-a făcut să ne gândim că pacienții care au o insuficiență aortică cauzată de dilatarea juncțiunii sinotubulare ar putea să beneficieze de o intervenție mai simplă. Pentru că
toate intervențiile care se efectuează cu ajutorul diferitor proteze, diferitor tehnici de prezervare valvulară, dar înlocuire de aortă ascendentă, nu au o durabilitate în ceea ce privește funcționalitatea cuspelor aortice. Într-un studiu efectuat de Armin Erasmi, în vitro, concluzionează acest studiu că tehnicile de prezervare a valvei aortice se deosebesc după abilitatea lor de a păstra funcția valvulară, niciuna din ele nu reface complet valva nativă. Tehnicile de remodelare prezintă dinamica valvulară apropiată celei din rădăcina aortică nativă. Cu cât mai mult valva aortică este fixată de materialul protetic necompleat, cu atât dinamica rădăcinii aortice native va fi mai perturbată. Deci, și acest studiu ne împinge să păstrăm cumva bulbul aortic. Și atunci, spuneam de acele nopți când operam disecțiile de aortă, am observat că atunci când înlocuim aorta ascendentă, când avem valva aortică normală, din punct de vedere al mecanicii, sau mai bine zis, al foițelor aortice, chiar și atunci când avem bicuspidie aortică, când îi punem acest tub și facem anastomoza proximală, îi mai administrăm o cardioplegie. Această cardioplegie, când o administrez în tubul aortic implantat, de obicei tragem în sus acest tub. Și am observat că dacă tubul este mai jos, avem insuficiența aortică mai mare și se umflă ventriculul stâng. Dacă tragem mai tare de el, atunci această insuficiență este mai mică. Și am zis, hai să scurtăm aorta ascendentă. Deci, remodelăm joncțiunea, ajungem cu diametrul joncțiunii la nivelul inelului aortic și scurtăm distanța dintre inelul aortic și originea trunchiului brachiocefalic sau originea arteriei subclaviculare strânge. Deci, scopul studiului nostru a fost identificarea unei metode de rezolvare chirurgicală a insuficienței aortice asociate cu anevrism de aortă ascendentă, cu scopul prezervării valvei aortice native și, așa să vă spun cinstit, e scopul unui chirurg mai leneș decât să-i faci un Tyrone David, eu știu, un Iacub, care durează mai mult și trebuie să stai prin spital și să mai sângerează și Vlad știe ce înseamnă asta și eu știu și toi, ceilalți dumneavoastră ce știți ce înseamnă. Am zis să facem o operație mai scurtă, mai ales în disecțiile de aortă. Și am început să-i operăm pe acești pacienți. Avem o experiență de 24 de cazuri la care s-a aplicat înlocuirea aortei ascendente și refacerea juncțiunii sinotubulare și relocarea planului valvei aortice. O să vă arăt mai departe, dacă o să avem timp, cum se face acest lucru. Am avut 15 pacienți cu disecție de aortă și 9 pacienți cu intervenții elective. Deci, parametrii preoperatori sunt obișnuiți, nu avem nimic, majoritatea au fost hipertensivi, așa, fracția de ejecție aproximativ egală la toți acești pacienți, cu o insuficiență aortică aproape de gradul 3 la cei cu disecție de aortă și un pic mai mică la pacienții numai cu dilatare de juncțiune sinotubulară. Le-am făcut această intervenție, avem doi decedați în lotul cu disecție de aortă și niciunul în ceilalți. Complicații perioperatorii am avut destul de multe în lotul cu disecții și mai puține în lotul nedisecat. Cele mai frecvente complicații au fost sângerarea, necesitând intervenții, insuficiența renală, acută ventilația mecanică prelungită, sutura secundară a legilor și pleurezia preoperator. Am urmărit acești pacienți și am văzut că la o distanță de 2,3 ani, insuficiența aortică reziduală este în jur de 1. Inițial este mai mică în prima fază postoperator, iar în perioada următoare și se menține această insuficiență nesemnificativă pe o perioadă
mai lungă. De asemenea, și fracția de ejecție s-a menținut orecum la fel, cu o oarecare scădere la cei cu insuficiență aortică sau cu disecții de aortă, dar cunoaștem că acești pacienți sunt mai deosebiți. Și am zis că sunt deștept, pentru că, uite, am relocat eu, am tras aorta în sus și uite, mi-a ieșit așa. Numai că atunci când am vrut să scriu un articol pe această temă, am căutat în literatura de specialitate și am văzut că era unul mai deștept, care în 2007, se numește Hetzer, a prezentat acest procedeu la un congres, într-o publicație, iar în 2010 a prezentat la 46-a reuniune anuală a Societății de Chirurgie, STS Society din Statele Unite ale Americii. Și indicațiile pentru acest tip particular de intervenție ar fi o valvă aortică morfologic normală, coaptare bună a cuspilor, mobilă și necalcificată sau sclerozată. O rădăcină aortică, deci dilatarea rădăcinii aortice, să nu fie mai mare de 40 de milimetri și să avem un inel aortic nedilatat. Nu o să spun despre studierea rădăcinii aortice, pentru că a spus doamna doctor Clara Alexandrescu, dar din punct de vedere al mecanismului de dezvoltării insuficienței aortice la acest pacient, este faptul că aorta, când se dilată aorta ascendentă, ea crește și longitudinal și circumferențiar. Iar această dilatare longitudinală împinge planul inelului aortic într-o formă oarecum perpendiculară cu axul corpului, sau mai bine zis, perpendiculară cu coloana vertebrală. Deci o împinge în jos, așa. Și aceasta creează acest mecanism al insuficienței aortică. Aici avem aceleași situații post-operator, când vedem că distanța de la inelul aortic, și până la trunchiul brachiocefalic, emergența trunchiului brachiocefalic, se micșorează și se mărește distanța de la artera subclavie până la ostiul arterei coronare stângi. Deci, practic, cu această operație, noi întoarcem un pic planul valvei aortice de la o formă mai paralelă cu coloana vertebrală, una mai perpendiculară. Deci, ca și tehnică operatorie, nu este nimic ieșit din comun, se formează o anastomoză proximală, de obicei, dacă avem disecție de aortă, facem această juncțiune, o măsurăm ca să fie egală cu diametrul inelului aortic, iar cu acele atele de teflon, micșorăm juncțiunea și inserăm acest graft sau proteza aproximativ la 5 mm deasupra comisurilor valvei aortice. Cu fir 4-0 eu fac, alții pot să facă cu 3, cu cât doriți dumneavoastră, și aici avem rezultatul post-operator al acestor tipuri de operații, cu aorta trasă în sus. Ați văzut și examenul computer tomograf și angiografia acelui pacient, și vedem aici rezultatul post-operator. Cu o minimă insuficiență aortică 0-1 și cu o operație scurtă și cu o recuperare extrem de ușoară. În concluzie, aș vrea să spun că rezolvarea insuficienței aortice asociate cu anevrismele de aortă ascendentă, prin refacerea juncțiunii sinotubulare și relocarea planului valvei aortice, este o metodă simplă, ușor reproductibilă și cu rezultate bune pe termen lung. O poate face orice rezident. Gradul insuficienței aortice post-operatorie s-a menținut relativ
constant pe durata urmăririi, fiind absent sau nesemnificativ hemodinamic, chiar și până la 7 ani postoperator, în cazul a 3 pacienți pe care i-am urmărit noi. Că vreau să vă mai spun un lucru, acești pacienți vin un an, doi la control și după aia nu mai vin la control, pentru că ei nu iau niciun tratament. Deci n-au nevoie de anticoagulare, numai cei care sunt hipertensivi n-au nevoie de antiagregare, cei care sunt hipertensivi iau un tratament antihipertensiv. Funcția ventriculului strâng s-a menținut în limite normale, asigurând o toleranță bună la efort pentru acești pacienți. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domn profesor, pentru o prezentare foarte interesantă. Dacă sunt întrebări, dragi colegi, poftim. Merge? N-aveți un film și intraoperator să ne arătați, că ar fi fost interesant. Un film. Un film. Cu, da. Că ar fi interesant ca tehnică. Da, uite, cred că avem... Nu, dacă aveai în computer, că mai era timp. Da, nu, aici n-am, dar că noi mai filmăm din când în când aceste operații, Geo Grădinaru, să ai grijă să avem un film data viitoare. Că dacă eventual puteți detalia un pic asupra tehnicii, să zicem. Tehnica este simplă. Încerci să tragi aorta ascendent, deci acest conduct, să-l tragi în sus, pentru că clampăm la rasul... Scurtezi aorta ascendentă, da, asta am înțeles. Și... Dar pe inel ce-i faci? Poftim? Pe inel ce-i faci? Nimic. Pe comisuri nimic? Nimic. Pentru că în felul ăsta se trag comisurile în sus. Nu-i faci nimic la comisuri. Adică e același principiu ca la, să zicem, ca la Iacub, cum le tragi cât mai sus posibil când le coși la Iacub, la bicuspidie. Exact. Am înțeles. Mersi. Alte întrebări? Grigore, I want to go back to the general aspect of dilatation of ascending aorta. Which are the indications for surgery in a bicuspid or tricuspid valve with associated with dilation of aortic ascending here in Romania? So the question is for you, for Vlad. I mean, if you have a patient with a bicuspid valve and a 47 with a good valve, 47 millimeters aorta, do you give the indication for surgery or intracuspid valve? Which are your In my department, each case, when we have bicuspid valve, if the valve is okay, is good, we are trying to preserve this valve. You are trying, sorry? To preserve this valve. Preserve. Up to? No, to preserve my indication for replacement of ascending aorta. Yes. Only if bulbus of the aorta is small and we have no dilatation of aortic annulus. If we have dilatation of aortic annulus, Which is the limit? Which is the limit in millimeters? In Italy, there are very big questions, legal. 40-45 millimeters. No, it is too early. Sorry. No, we disagree completely. See, now we ask the... This is for preserving the valve. No. Okay. But you perform the operation in a patient with 45 millimeters of mercury, of millimeters of diameter. Ăsta merge în pauză? Ah, merge acum. I answer to your question with a question. 47 where? For? 47 where? Ascending aorta. Ascending aorta is from the annulus to the it's sinus, it's a sinotubular junction, because it's a difference. Above the sinotubular junction. Above the sinotubular junction? Above. You have ascending aorta. The sinotubular junction is 37, let's say, or... No. Okay, whatever you want. If it's no, whatever I want, because if the sinotubular junction is 47, then you may think about replacing or not, depending on the age, on the context, and so on.
If the sphenotubular junction is somewhere, let's say, 35 or 40, and the ascending is 47, I don't think it's an indication for surgery. Okay. If it's bicuspid. Bicuspid valve. Bicuspid, tricuspid, no. No, tricuspid and not at all. Yes. Even if you have even if it's bicuspid, I know what you mean, because bicuspid is not a disease by itself. To operate, when... To operate after, if the diameter of the aorta is more than 50, millimeters. To preserve is less than 45. No, you don't. I'm discussing about the ascending aorta. I say no to your question. Okay. You don't give the indication because the valve. You give the surgical indication because the aortic dilation. Okay, yes. Okay, 47 no. Bicuspid valve? No. And you? Know. Yes. Because you said 45. If you do that, No. Lawyer will persecute you in Italy. The lawyer. You cannot do that. You are not allowed. No, him. And we get rich. That's the purpose. No, I said yes, I have to preserve this valve. Yes, sure. Yeah. But you perform an operation for the risk of a spontaneous rupture. Yes. And 45, 46 is not justified. The risk of a spontaneous dissection is much lower than surgical risk. So the international guideline, I spoke with Tyrone, with everybody, are not allowed normally to give the indication for aortic replacement with 45, 46 millimeter, unless it's a 1 meter of... only with the 45, 46 you have, is not allowed. No, I say over 50. Over 55. This kind, please. So for this kind of patient, we had zero mortality. So risk of dissection is higher than zero mortality. Now, no, in this situation, no. You can do this. You have zero mortality, but when you do 1,000 operation, maybe you don't have 50. We will see. Zero we will mortality. See. Of course, I will change my mind in this situation. Even God has no zero mortality. Yes. Normally, I'm speaking about the international the risk, general risk in the literature. You have 2-3%. So, if with the 45, 46, the spontaneous rupture, the risk is lower. Please, Professor Cicon. Romuald Cicon from Warsaw, Poland. I would like to make some comment, and I believe we are in a time when the indications and our techniques are changing and adapting to the situation which we are having nowadays in cardiac surgery. So we analyzed at our university the dissections in a patient with bicuspid and tricuspid valve and see what happened. It's basically a very similar result was get by the group of Friedrich Mohr from Leipzig. It means the bicuspid valve are dissecting in average 15 years earlier than the tricuspid valve. So this is not the question of the size, it is also the question of the basic disease, of the underlying disease. And that's why we are much more aggressive now in a patient with bicuspid valve. So 45 would be for me an absolute indication to go ahead and replace the valve if needed and the aorta too. Thank you. This is one opinion, the other opinion, our opinion, please. Indication in aortic bicuspid valve, if it's normal and you have ascending aorta dilatation only 47 or 45 millimeters, is from the beginning not a surgical indication. No. But if you have bicuspid aortic valve with regurgitation 3 degrees and you are going to replace
then of course, in my opinion, you replace also ascending aorta in order to avoid redo in very, very soon after that. And also, we know it's a tissue disease when you have a bicuspid aortic valve and ascending aorta dilatation to a dissection and so far, even with coartation sometime. Okay. This is your opinion. And the age of the patient. Yeah, thank you. That's it. Well, the age is very important, but if he's very young, the indication maybe is more large, because if you have an 85 years patient, old patient, you don't perform the operation, sure. If you have for an aorta of 80. No, 80, we get... 80 and it has an aorta 80, it's okay. It's okay, no. Maybe you can give some more year expectancy of life. No, the age is important. If you have a 30 years old patient, younger is, except children, younger is, you can give indication also with the 47, 46. But it's difficult, the debate, nowadays nobody agrees with the others, so. We can follow up the patient. See, you can follow we up are for follow up the patients. If it grows, you do something, if it doesn't, but, sure. You follow up. If he's young, you follow him up at 6 months. Yeah. With the same method. Instead, with younger age, dissection and rupture appears at a smaller size. That is what I asked. Because, for example, if I would have a patient of 35 or 40 years, with an ascending aorta of 47, I would probably operate. If it's bicuspid valve. If he has a bicuspid valve. Yes. Okay. Usually in younger patients, especially with those with high pressure or Marfanoid cases, this is different group of patients, but if there are very high patient, tall one, it's better to do operation. Now, thank you. Patients under, 1 second, patients under 30 or under 40 with aortic dissection, at least in our case, is about 300 cases, there are less than 20% of the cases. Most aortic dissection are in the fourth, fifth, and sixth decade. So.